Un alt punct important de pe agenda ședinței de astăzi este aprobarea memorandumului privind raportul asupra îndeplinirii prevederilor programului de guvernare în anul 2018. Este oglinda fidelă a rezultatelor muncii noastre de anul trecut. Astfel, în 2018, creșterea economică a României de 4,1% a fost printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, iar peste jumătate din aceasta a fost realizată de trei ramuri, respectiv industria, agricultura și IT-ul. Totodată, anul trecut s-a depășit pragul de 200 milioane de euro produs interbrut realizat în România. În concordanță cu prevederile asumate prin programul de guvernare, măsurile aprobate de guvern au adus beneficii în rândul tuturor categoriilor de vârstă. În continuarea politicilor de susținere a unei forțe de muncă remunerate corect și adaptată la cerințele pieții, începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de bază, minim brut pe țară, garantat în plată, s-a stabilit la 2080 lei lunar, în creștere cu 18,9% față de 2018. Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, de la 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată s-a majorat de la 2080 de lei la 2350 de lei. Asigurăm și vom asigura în continuare o viață decentă pentru pensionari. În acest sens, am majorat valoarea punctului de pensie începând cu 1 iulie 2018 la 1100 lei, iar începând cu 1 septembrie 2019, acesta va crește cu 15% la 1265 de lei. De asemenea, am crescut indemnizația socială minim garantată de la 520 de lei la 640 de lei, începând cu 1 iulie 2018, iar de la 1 septembrie 2019, aceasta va crește cu 10% la valoarea de 704 lei. Totodată, suntem conștienți că investind în copii, investim în viitor. Am promovat mecanisme de sprijinire a părinților și de asigurare a unui echilibru între viața de familie și cea profesională, prin majorarea stimulentului de inserție la 650 de lei și a indemnizației minime de creștere a copilului la 1250 de lei, începând cu ianuarie, 1 ianuarie 2018. Așa cum ne-am propus, în perioada 2018-2020 avem o perioadă dedicată investițiilor, atât a celor finanțate din buget sau prin accelerarea absorpției de fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor private. Stimularea investițiilor cu impact major în economie a inclus finanțarea a 41 proiecte de investiții în valoare de 4,2 miliarde lei, din care 1,5 miliarde lei reprezintă cererea de ajutor de stat, care este de 2,5 ori peste plafon. Guvernul pe care îl conduc, prin specialiștii săi, prin eficiență și profesionalism, a atins o rată de absorpție de 26% din fondurile europene. Pentru mediul privat, mai ales pentru sprijinirea tinerilor antreprenori, s-a acordat o importanță de deosebită programului Startup Nation. Pe parcursul anului 2018 au fost înscriși aproximativ 19.300 de aplicanți, s-au semnat inițial 8.447 contracte și un număr de 8.100 contracte sunt active. În ceea ce privește educația, am continuat susținerea personalului didactic prin creșterea cu 25% a salariilor profesorilor de la 1 martie 2018. Pentru sănătate, domeniul prioritar pentru guvernarea PSD ALDE, alături de educație, cea mai importantă măsură asumată a fost majorarea semnificativă a salariilor medicilor, de la 1 martie 2018, medicii, asistenții, șoferii autosanitară și ambulanțierii ajungând deja la țintele propuse pentru anul 2022. În plus, guvernul a derulat ample programe de dotare, printre care se numără și echipamentele dedicate unităților de ter terapie intensivă și a centrelor mari din unitățile de primiri urgențe, precum și lucrări de reabilitare pentru 19 maternități, patru dintre acestea, București, Cluj, Sibiu și Brașov, fiind recepționate în anul 2018 și implicând o investiție totală de 18 milioane de euro. Ulterior aprobării memorandumului, raportul asupra îndeplinirii prevederilor programului de guvernare în anul 2018 va fi făcut public pe postarea, prin postarea pe site-ul guvernului și cel al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.